În principiu spunea că dacă 30 de ani câștigi alegerile și se întâmplă odată să nu câștigi aceste alegeri, trebuie partidul să-ți găsească totuși un loc. Le veți găsi un loc celor care... Eu am o logică în politică. Există câștigători și pierzători. Există conjuncturi, de aceea facem analize și n-am făcut decizii, cum se spune, la paușal. Adică, domne, din acest. Știm cu toții perioada prin care a trecut Partidul Social Democrat. Cu bunele și relele partidului. Sunt mulți președinți care au fost interimari, o perioadă îndelungată, unii numiți de puțin timp. Vreau ca această analiză să nu fie ca pe timpul Partidului Comunist, în care se taie capete neținând cont de lucrurile obiective, ci numai de cele subiective. Nu am să mă refer niciodată punctual de vreun coleg. Ați avut discuții cu Marian Oprișan? Se va regăsi pe lista de la parlamentare? Mai devreme am spus. Nu am să mă refer la niciunul. Am avut discuții cu domnul Oprișan, lucru pe care îl știți și dumneavoastră și eu. Care a fost concluzia acelei discuții? O să vă comunic toate concluziile și deciziile, în primul rând, luate de către mine și colegii mei. Asupra listei de la București pentru parlamentare, cine va avea ultimul cuvânt? Conform statutului, Consiliul Politic Național. Mulțumesc mult. La București există o situație cu domnul Dragomir, care este deja condamnat în două dosare. Am răspuns mai devreme. Dar ați făcut un anunț prin care cei cu dosare penale nu mai pot reprezenta PSD. L-am ascultat pe Marcel Ciolacu, președintele PSD, care a făcut declarații de ultim moment.